Bine ați venit pe canalul de YouTube Hai să bucătărim! Astăzi vă prezint o rețetă mega delicioasă, dar care se prepară din cele mai accesibile ingrediente pe care le avem acasă. Așa, deci, pentru început avem nevoie de cartofi pe care îi vom felia. Eu fac asta cu ajutorul unei răzătoare pentru varză, dar puteți face aceasta și cu ajutorul unui cuțit. Apoi, în tava pentru copt, aranjăm jumătate din cartofii feliați într-un strat. Vom munge cartofii cu un strat de maioneză. Vom tăia o ceapă în cercuri și vom diviza fiecare cerculeț separat. Pentru că stratul de carne și ceapă îl vom pune împreună, vom pregăti deodată și carnea. Șoldurile de găină le vom tăia bucăți mai mici, după care le vom adăuga peste stratul de cartofi. La aranjarea straturilor vom avea grijă să punem toate produsele uniform, astfel încât să fie aranjate simetric pe toată suprafața tavei. Nu uităm, desigur, să adăugăm și puțină sare și piper negru după gust. Și ulterior, pentru un plus de gust și culoare, voi adăuga și ardei roșu. Peste stratul de ardei roșu, pe care de asemenea îl repartizăm uniform pe toată suprafața tavei, vom reveni cu un strat de cartofi pe care i-am feliat anterior. La final, ungem cartofii cu un strat de maioneză și punem cartofii la copt la o temperatură de 200 grade Celsius pentru aproximativ 60 de minute. La expirarea timpului de coacere, vedem că cartofii s-au rumenit frumos. După cum observați, cartofii s-au primit foarte moi, s-a preparat foarte bine și carnea, mâncarea se primește foarte suculentă. Vă asigur că este foarte delicioasă, deși se prepară din ingrediente foarte simple. Dacă v-a plăcut rețeta, nu ezitați să o preparați. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și aș fi foarte recunoscătoare dacă ați aprecia videoul cu un like și o să vă abonați la canal.